Luxația de rotulă este un traumatism destul de sever care necesită prezentarea imediată la medic, fiindcă rotula de multe ori rămâne luxată și atunci sub anestezie medic-ortoped o repune pe poziție. Există și subluxații când sare un pic, după care revine singură la loc. Luxația de rotulă are două cauze de apariție. Una din cauze este traumatismul, când ceva ne lovește în partea externă, în partea internă a rotulei, că rotula tot timpul se luxează spre exterior, sau un traumatism mic care asociat unor defecte congenitale, așa zisei moșteniri pe care o primim că vrem că nu vrem de la părinți și străbunicii noștri. Sunt anumite modificări de formă ale rotulei, anumite modificări de poziție ale rotulei care concură la această săritură a rotulei, această luxație a rotulei.